V-am mâncat în Bască să-mi spuneți că pot să fac ferme de fier și alte chestii folosindu-mă de Create și de automatizările sale și uite-te și tu unde am ajuns. Etena, poftim! <laughs> uite-te și tu la ce am ajuns aici. Însă, înainte să vă explic ce avem în partea asta frumușică, dragii mei, bine v-am regăsit la un nou episod din mod Topia pe modul Life in the Village 3. Alături de mine, Gaza voastră să ca de obicei prezentă la datorie și bine v regăsit în satul Haugr. Unde lucrurile stau cam tot la fel ca și înainte. că nu prea am mai făcut mare chestii pe aici. Am dat un mic upgrade hanului Ancuței. Este o leacă mai mare în momentul de față. Mai are aici, cred că vreo două, trei camere. Sau ce Dumnezeu a făcut asta? Stai, stai că e prima dată când văd treaba asta. O, uite, te, -te unde stau butoanele cu vin. Bă, băiatule, bă. Ia -tule, bă. <laughs> nu știam eu unde erau ascunse. Deci de data trecută Practic de acum, nu săptămâna trecută, cealaltă săptămână, n-am mai făcut mai nimic pe aici. Și nu weekendul ăsta, ci celălalt, am făcut un mic livestream în care m-am pus și am făcut o leacă de modificări pe aici prin cămăruța noastră cu modul create, fiindcă vreau să produc un pic mai rapid fieru față de cum îl produceam cu, cum îi spune, mica noastră mașinărie pe care am dezvoltat-o în episod și am ajuns în punctul în care să avem aici un fluid tank care de fapt este transformat în momentul de față într-un boiler, cred că boiler ar putea să zic, cred că așa se și numește de fapt. Și pe partea asta alaltă, avem o, un sink, o chiuvetă din modul Cooking for Blockheads, care practic are apă infinită și uite așa cu pompița asta, tragem apă din chiuveta asta și o băgăm în boiler. Și ce mai avem pe aici? Avem presa asta, avem deployerul de aici pe care l-am folosit la anumite lucruri, o să vedeți imediat mai exact la ce. Și din coace avem un mechanical mixer împreună cu un basin, adică o căldare din asta în care se facem treburi și sub avem un micuț blaze prins acolo în șmecheria aia de Blaze Burner, l-am rezolvat, l-am pus acolo, pentru a putea face anumite rețete, spre exemplu, chestia asta. Iar boilerul nostru de aici are sus două motoare, pe, pe aburi, care în momentul de față ne acționează toată treaba asta de aici și pe partea asta ne acționează toată treaba de aici. Aici sus avem trei drilluri care sparg piatră, încă sus deasupra lui avem un generator de piatră, Piatra este trimisă frumusel în partea asta, în căhuturile astea, care trimit mai departe piatra în uri avem 6 la număr, ce fac treaba aici și transformă piatra în gravel, după care ajunge, uite aici jos, frumușel, tot grevelul este spălat de către apă, dacă aș putea să nu mai fur eu. Și aici avem un barrel din Sophisticated Storage cu câteva upgrade-uri pe el. Și mai exact un stack upgrade de tier 3, care ne permite să avem aici 24.576 de locuri pentru nugget și la fel și pentru flint și un advanced void upgrade care este pus cu un filtru pe flint în momentul în care probabil se umple asta să arunce flintul la gunoi și să nu ne mai bate în capul cu el. Nu știu sigur dacă pot să-l fac cumva să arunce flintul oricum, dar treacă-meargă, știi vorba treacă-meargă, ne descurcăm așa cum e. Și ținând cont de faptul că tot ne-am băgat mai adânc pe automatizări și pe chestii de genul ăsta, am văzut că putem să facem și diamante folosindu-ne de modul Create, doar că avem nevoie de ceva mai multă putere sau kinetic stress, cum vreți voi să spunem. Eu de obicei spun putere de rotație, dar acum doesn't really matter. Și am făcut și un micuț portable drill cu care m-am chinuit mai înainte, că nu știam exact cum, doamne, pot să-l umpli cu Îți trebuie pentru el, din ce vedem aici, îți trebuie ceva combustibil și ceva apă. Și cred că așa putem să-l umplem cumva? Cu shift-ul? Sau nu mă lasă să folosesc combustibil solid. Probabil îi trebuie combustibil lichid. Ceea ce ar însemna că ar trebui lavă. Dar cu apă sunt ferm convins că pot să fac treaba asta așa. Sau nu? What the heck? Bă, e fantastic. De ce nu merge să folosesc așa? What do you even mean? Cu asta, în mod normal, aș putea să sparg orice și să folosesc în loc de pickaxe-ul ăsta sau așa mai departe. Deci, din ce putem să citim aici? Durability is, not re is now replaced by Steam. Adică nu avem durabilitate, avem, cum îi spune, nacă pe limba iarăși, abur. Așa, avem abur. Și zice că this drill can destroy most of the known blocks but unfortunately 3 cannot be enchanted apart uh, with the enchantment digging which allows to break in 3x3 blocks. Deci nu poate să fie enchantat, poate să distrugă majoritatea blocurilor pe care le cunoaștem, dacă nu poate chiar pe toate, dar din păcate și din nefericire nu are enchanturi decât enchantul de digging, care ne posibilitatea să spargem blocurile într-o zonă de asta de 3x3. Și după cum putem noi să vedem, nu pot să-l folosesc. Ceea ce mă intrigă rău de tot. Ce am văzut e că avem ceva tankuri. Tank. Uite așa. Deci avem ceva tankuri de genul ăsta. Medium fluid tank sau filling tank sau whatever. Uh, automatically fill stuff that uses water. Bun, deci astea sunt pentru apă. Și se fac dintr-un tank din asta. și ne trebuie niște cupru. A trebuit să avem aici cupru. C -o -p avem 9 bucățele de cupru. Hai să luăm două. Să le trântim aici. Și facă bătătorul ăsta deși ni se le treaba. Mulțumim frumos, dragă domnule. După care... Din ce am văzut eu îmi trebuie un barrel din ăsta normal. There we go. Pam, pam, pam. Și pac, pac. Și acum dacă facem asta ar trebui să avem tank-ul ăsta. Acum întrebarea mea este următoarea. Păsta ăsta cum îl umplem? Dau click dreapta cu el pe apă cum s-ar face în mod normal cu o găleată și el ar trebui să se umple în cetișor cu treabă bună. Hup, hup, hup. Noroc că nu suntem foarte departe de ocean. Aia e aia foarte fain. Puteam să-mi fac naibii și eu, o clădire mai mare undeva pe aici și să îmi pun, <laughs> să -mi pun acolo toate chestiile din create ca să fiu mai aproape de apă. Ia să vedem. Merge treaba așa? Da, mă, uite, funcționează exact ca și o găleată. Deci, practic, tot dai click dreapta cu ăsta pe el până când se umple. Ok? Și ține 8 găleți. Bun. Și... Ăsta se umple automat? A, da, uite, se umple automat. Deci, practic, eu dacă îl țin pe... Și trebuie neapărat să-l țin în mână sau nu? Nu, se umple automat din el. Ok. Bun. Și ăsta cum se face? Sturdy shit. Bă, îți joc de mine. Deci îi trebuie... What the heck? Powder Obsidian ca să fac asta. Holy mother of Jesus. No, lasă-mă, frate, că deja e prea multă bătaie de cap. Săteam și îmi băteam capul cu drill-ul și încercam să-l fac să funcționeze și alte nebunii de genul ăsta, numai ca să-mi dau seama că Mă, știi, noi avem de fapt, uh, cum îi spune, vein miner sau ulti miner sau cum n-ai spune și putem să săpăm blocuri, adică blocuri, putem să săpăm 3 pe 3 sau niște găuri și mai mari. Așa că am făcut camera asta, avem 3 big sau large water wheel-uri, mor din astea de apă, 3 bucăți avem aici, 3 bucăți pe partea asta alaltă și ce vreau eu să fac în momentul de față este chestia următoare. Vreau să iau schemuțele astea de aici și să scriem crafter aici și să craftăm toate treburile astea, o să îmi trebuiască ceva mai multe, cam 21 la număr. There we go. Avem 21 de crafteri. Și acum tot ce trebuie să fac eu este să le pun aici frumușel, una peste alta. Și alea 21 cred că o să vină... Stai să mă gândesc un picuț. Cum trebuie să vină? Vreau să fac... Asta. Wheel Vreau să fac crashing wheel -ul. și pentru crashing wheel, ok, trebuie să vină 1, 2, 3, 4, 5. Deci 5 înălțime și încă 3 pe laterale. Deci avem 2, 3, 4 și cu al cincilea acolo. Deci treaba vine ceva de genul ăsta. Uite așa, bam, bam, bam. Și 1, 2, 3 și 1, 2, 3. După care putem dacă vin pe aici așa frumos, prin spate, ar trebui să am posibilitatea să scot de aici năște energie folosindu-mă de chestiuțele astea. Adică astea, în teorie, dacă i să le punem... Ia, pot să le pun așa și cred că ar trebui să pot să le rotesc cu asta, nu? Ia să vedem. Mă lasă? Îmi permite? Îmi permite. Perfect. Deci putem să le punem acolo și să le rotim cu treaba asta și atunci pot să fac aici schemuța asta, pot să pun ăsta aici și în teorie n-ar trebui să rotească toate sau trebuie neapărat să l aduc pe ăsta aici? Ia zi tu. dacă te aduc aici, bă, încet încet cu treaba bună văd că se rotește, e bună treaba și ce mai întreb mie acum este un cogwheel de sămic. Un cogul de asta mic pe care să-l parcăm aici. Ha, ești nebun la cap. Și acum toate lucrurile de aici funcționează. Trebuie numai rotite în așa fel încât să am posibilitatea să fac crashing wheel-ul respectiv. Asta cred că o să fie așa, așa și toate o să vin în partea asta. Bun, deci tu o să mergi acolo, acolo, acolo. Facem treaba asta, facem treaba asta. Am rezolvat-o până aici. Și cred că o să am nevoie de un buton. Dacă nu mă înșeală pe mine memoria. Sunt destul de convins că o să am nevoie de un buton sau de un lever sau ceva ca să apăs o treabă. Sau Aba nu ne vor mai funcționează. Lol, bine că mi am făcut buton. <laughs> Doar că funcționează un picuț cam încet, ținând cont de faptul că nu avem cum să-i creștem un picuț rotațiile la treaba asta. Deși am avea, cred că dacă stau să mă gândesc, în Create există, dacă mi-am eu bine, Gear Shift-ul sau Adjustable Chain Gear Shift-ul ăsta de aici. Și n-am cumva unul oare? Adjustable Chain Gear Shift. Ia să vedem. Avem pe aici. Nu, avem numai un Gear Shift. Și asta din ce știm? Control Rotational Force Using a Gear Shift adică, a, schimbăm direcția de rotație cu ăsta, ok, nu-i nu ce trebuie, nu ce trebuie, cred că ăsta de aici e. Și pe ăsta, practic, dacă îl activăm, avem posibilitatea să mărim un picuț viteza cu care funcționează toată treaba sfarmă, fălciul nostru este gata. De asta am și avut nevoie de toate crafterele astea ca să reușim să facem aceste două roți care o să ne sfarme o grămadă de lucruri. Indiferent că este vorba despre, cum le zice, despre materiale ca fierul sau cupru sau alte chestii de genul ăla, astea pot să sfarme și multe alte lucruri dacă dăm aici și ne uităm. Până și florile le, poate, le pot sfârma, să le transforme în culorile lor. Sau putem să ți ter teracota și să obținem red sand. Și o grămadă de multe alte lucruri din ce putem noi să vedem pe aici. Dar pe noi ce ne interesează cel mai și cel mai mult este posibilitatea de a dubla nebunile astea de materiale. Spre exemplu, fierul, dacă noi îl trecem prin crusher-ul ăsta, o să obținem două bucățele de fier și încă 25% șansă să obținem și a treia bucățică. Ținând cont de faptul că deocamdată nu avem Fortune, ca să mergem la minat cu fortune e o soluție destul de bunicică, de a face rost și de mai multe diamante chiar. Obținem un diamant și avem 75% o șansă să-l obținem și pe al doilea. So, that's very nice, if you ask me. Și acum cum e făcut tot sistemul? Păi, în spate avem trei uh, mori din astea de, ap de apă foarte mari, după care avem un... Uh, adjustable chain gear shift care este pus acolo pentru a ne oferi un picuț, un picuț mai multă viteză. Să nu trebuiască să facem o grămadă de șmecherii din astea cu rotiță mare, rotiță mică, rotiță mare, rotiță mică, rotiță mare, rotiță mică ca să creăm viteză și să fie mai compactă treaba. Am pus o șmecheriuță de asta de adjustable chain gear shift. I-am dat un picuț de putere și toată treaba să merge mai repede. Dacă eu aș da un click dreapta pe asta și aș opri se poate vedea că merge mult mai încet față de cum mergea înainte. E nu foarte cu mult, dar totuși face diferență. Și chestiuța aia se duce în câteva encased chain drive-uri și mai exact în una în partea asta, una în partea aia și una acolo. Și pe partea asta avem gear shift-ul ăsta care ne schimbă sensul de rotație a pietrei de aici. Dacă l-aș da de maneta asta, dacă aș da de a s-ar schimba și s-ar învârti roata asta invers, adică așa, de la dreapta la stânga. Frumos așa. Și nu am mai face nicio treabă aici. Cam asta de șmecheria. Holy moly. Șapte diamante. Și eu pusesem acolo 3. Nice. <laughs> Îmi <În> place. <laughs> Îmi place. Și am avem și experiența aici. Foarte frumos. Și avem o grămadă de cupru, avem o grămadă de fier, zinc, iarăși o grămadă și un picuț de din ce văd eu aici, gold. Dar diamantele astea mă interesau cel mai și cel mai mult. Acum pot să iau practic toate minereurile pe care mi le găsește minerul meu și să le pun frumos în crasher ăsta să-mi dea dublu minereurilor pe care eu le am în mod normal. Asta până ce obținem fortune. După ce obținem fortune, cred că o să fie mult mai ușor să mă duc și eu la minat un picuț și să-mi fac treaba prin mină mult mai rapid. Din păcate, din cauza unor anumite incidente, mai exact zombi, scheleți um, și o invazie a unor barbari. Sau de fapt vikingi, cred că da, cred că vikingi erau. <gângătări> o grămadă dintre sătenii noștri și-au cam pierdut viața. Și-au pierdut viața din nefericire unui dintre curieri și-a pierdut viața și tăitorul nostru sau pădurarul nostru mai degrabă, am vrut să zic tăitor de la Jesus. pădurarul nostru și a pierdut viața. El a fost omorât de un zombi. Și curierul nostru a fost omorât de către un uh, schelet. Și trei dintre gărzile noastre și-au cam pierdut viața din pricina acelor vikingi. Așa că o să fim nevoiți să facem cumva să mai mulțim un pic să săternii de pe aici. Tu, Kimber, ce dorești? Coarț, mamă, și număr ta de ta uh, Tu, Mia, okay. tu ce dorești? Tu dorești 16 emeralde. Și cum stai cu stats -urile? 22 Athletics, 41 Dexterity. Fii că nu, nu stăm așa rău. Poate ar fi o idee să mă întorc în momentul de față în peștera mea și să vedem ce emerald de mai am. Poate, poate putem să angajăm ceva oameni pe aici. Fisher, sure. tu vrei 43 de hay bale. Și dexteritate, strength, stamina, focus, knowledge, holy moly. Are grămadă de knowledge. S-ar putea să avem destul de mult Hebel, ținând cont de faptul că am pus să facă doar grâu la ferma noastră. Dar prima și prima dată mă interesează niște chestii pe aici. Emeralde. Ok, avem destul de emeralde să o angajăm pe domnișorica respectivă. Și cred că ar trebui să avem și destul Hebel încât să-l angajăm pe tânărul Fisher. Dar prima și prima dată să vedem unde s-a dus domnișorica cu... Unde ești, măi? Unde ești, măi? Domnișorica cu emeraldele. Nu era Paula, nu? Nu, lui Paula trebuie tort. Jesus Christ. Nu știu dacă am tort. Tu, prietene, ce? Și tu vrei tot tort, mă? Uite-te, mă, când, când, ar trebui să... Can I help you? Da, vreau să te recrut. Ești cetățeanul nostru acum. De aici încolo, nu știu sigur ce o să faci, dar... O să trebuiască să-ți un loc de muncă, mă gândesc, nu? Cred că ar fi următorul pas. Ia, yep, s -o și făcut tăitor de lemne. Splendid. Extraordinar. Poți să-și facă treaba de acum acolo. Nu am tort, dar aș putea să mă uit pentru Heibel și să vedem dacă reușim să mai luăm încă vreo 2-3 cetățeni de pe aici. Că, din ce am văzut, nu prea se mai nasc, mă, nu știu ce se întâmplă cu ăștia, nu, nu mai sunt ocupate locurile de prin case, de către copilași. Nu știu ce se întâmplă cu ei, nu mai au timp oamenii să să facă copii în satul nostru aici în Hauger. nu știu care e schema. Unde, Doamne, artă mai tot grâu, fratele meu? Unde te ascunzi, prietene? Aici sunt semințe, uite aici tot grâu. Holy moly. Ok? Ce pot să fac acum? Hai să vin aici frumușel, să pun tot grâu aici, să facem niște hay bale-uri. Facem asta, asta și asta. Avem 61. Păi, în teorie, ar trebui să putem să-l angajăm pe Fisher, dacă l găsim. Unde ești Fisher? Fisher, 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 Fisher. Iată-l Pam. Bam, Recruit Fisher. Și în teorie, tu, prietene, cred că o să te faci... Au un zombie pe aici și nu știu de unde, de unde horcă e. Cred că o să-și ia jobul de night, cel mai probabil. Mă gândesc. Dacă vrea. Poate nu vrea. <laughs> Alte joburi nu prea mai avem o available, oricum, pentru tânărul Fisher. So, cred, că, cred că pe partea de night o să se ducă. Bun, astea sunt rezolvate. Ce chestii ar mai trebui să mai facem? Well, ar trebui să dăm upgrade la armura băieților ăstora, la knights, ca să poată să-și facă treaba cât mai și cât mai bine. Și sunt aici, dacă ne ducem și ne uităm, aici la combat, în mod normal, uite aici la avoidance, avem posibilitatea acum fie să creștem armura arcașilor, fie să creștem armura naiților. Mai degrabă aș crește armura naiților pentru că ei o să fie mult mai cu nasul în mijlocul problemei, să zicem așa, și ar fi mult mai ok ca ei să aibă armura mai puternică decât arcașii. Problema este că, în momentul de față, din ce citim noi aici, ne trebuie un smeltery. Și nu știu sigur dacă am posibilitatea să fac smeltery -ul. Trebuie să mă uit la civilian, probabil. Ok, unlocks library, unlocks hospital. Uh, ok, la e altă mâncare de pește, unlocks school, ambition, unlocks mystical site și asta unlocks graveyard. Probabil că ar trebui să facem și chestia asta, dar nu am oase la mine acum. Păi și atunci aici la combat? Ok, Nu. Unlocks barracks și barăcile ar fi o treabă și taunt. Bun, deci nici aici, technology, maybe. Dacă ne uităm aici, ce avem ăsta? Unlocks Composters Hut, nu ne interesează așa de tare. Soft Shoes, asta e altă treabă cu fermierii. Păi, ăsta n-are nicio treabă. Unlocks Stone Mason. Chiar Și ăsta cu sawmill în momentul de față, se lucrează la el. Unlocks Smeltery. Unlocks Blacksmith hat Ok, păi înseamnă că... Ce ne cere ăsta de aici? Ce ne cerea el? Smeltery. A, ah, și smeltery-ul avem aici la tehnologie. Era mai jos un picuț. Sau nu era? Sau nici măcar nu trebuie? Nu, cred că nu era. Și cred că nici nu trebuie măcar să-l deblocăm. Cred că putem să facem smeltery-ul easy peasy, le-am așa scurt pe doi rapid. La problema e că în momentul în care facem smeltery toate orurile o să se ducă la smeltery și nu știu sigur dacă vreau chestia respectivă. Smeltery. Stone smeltery și smeltery normal. The smeltery requires research at the university to be built. Îs eu orb și n-am văzut smeltery S-ar putea. O să mă pun să caut smeltery-ul, o să dau research și după aceea o să ne ducem mai departe cu cercetările noastre în așa fel încât să putem să upgradăm un pic armura gușterilor de pe aici și sper eu din tot sufletul că în cetișor cu treaba bună o să facem rost de destul fier încât să am posibilitatea să-i dau upgrade la uh, clădirea Blacksmith-ului, la fierarul nostru în așa fel încât să poată să facă armura aia șmecheră și să nu mai aibă treabă băieții noștri. Dacă ne uităm aici la Build Options, am toate uneltele de fier, am toată armura de fier, tot ce mai întreb în momentul de față sunt patru enviluri. De alea am nevoie. Deși, în mod normal, una e aici și probabil una e pe partea cealaltă sau nu? Ia stai să vedem. Nope. Da, îmi trebuie 4, patru deci acolo, -i, acolo e cea mai mare problemă, fiindcă pentru 4 enviluri îmi trebuie, cred că, 12 blocuri de fier, which is noi dacă tot stăm noi pe aici degeaba și așteptăm ca oamenii de la universitatea, doctorii noștri universitari, mai bine spus, să cerceteze chestiile pe care le-am dat să le cerceteze, mai exact smelterii și încă ceva, nu mai știu exact ce, am găsit până la urmă și Smeltery unde era și cred că am trecut cu vederea peste el data trecută când, <laughs> cred că dacă dați înapoi filmarea o să puteți să vedeți pe episod, că am trecut mai mult ca sigur am trecut cu vederea peste smeltri și da, îi, sunt puf, se înțelege, sunt un picuț mai bătrân, mai văd greșit câteodată mai aud, mai, na, știți cum e la bătrânețe, ce să și faci. Însă m-am gândit că din moment ce avem aici frumușel școala, și din coace avem universitatea, și mm, am vrut să zic că din coace avem nu știu ce, dar <gânt> mi-am dat țeacă singur, că nu mai avem nimic, avem blacksmith-ul și avem turnul, dar din moment ce avem universitatea și școala în locul ăsta, cred că ar fi bine să punem până la urma urme, și um, librăria aici. Librărie încă n-am făcut, însă am învățat-o, la level 1 arată ceva de genul ăsta și la level 5 arată ceva de genul ăsta, așa măestos și frumos. Am lăsat 3 locuri libere între turn și um, cum îi spune librărie și am mai lăsat încă 3 spații libere între, libere între pri, primăria și între librărie și universitate. Acum aici este un spațiu destul de mare din punctul meu de vedere, dar o să putem să punem ceva aici, poate o fântână sau ceva, nu știu, vedem noi, de, o decorațiune interesantă. Plasăm asta acum aici. Sam, din câte știu eu, lucrează momentul de față la o căsuță pe care am pus-o sus pe deal și o să-l punem ca și builder pe Eric să vină aici să-și facă treaba. Holy moly! Ne trebuie o bookshelf 48. Nici o problemă. Cred că avem cărți, avem și piele, putem să facem rost, nu se pune problema. Dar mai înainte de asta, hai să-i dărămăm noi toți copacii la Eric să nu aibă el de tăiat copaci, că o să fie jale cu el dacă se pune Eric la tăia de pomi, mie că nu termina astăzi și o să ne dau sufletul cât o să avem de așteptat după el și copaci ăștia. Băi, numai mirosul de hârtie proaspătă, fratele meu, și deja au crescut nivelul de cultură în satul ăsta. Incredibil! Nu este nu știu ce de capul bibliotecii până în momentul de față, dar este un început. Din ce am văzut eu aici, dacă dau click pe treaba asta și dau Manage Workers, în mod normal, cred că ar trebui să avem aici studenți, mă gândesc eu. Read books to increase their intelligence. High intelligence allows learning other skills faster. Ok. Deci, practic, nu cred că avem aici un, cum îi spune, un uh, angajat. Nu cred că o să avem vreodată un angajat aici, ci pur și simplu o să avem studenți care o să vină și o să învețe de pe aici, de prin cărți, între ghilimele, că oricum nu poți să muți cărțile din <laughs> bookshelf-urile alea, din rafturile alea cu cărți. Dar... Ideea este că na, trebuie rezolvată și treaba respectivă, că probabil ajută la a merge treaba mult mai repede cu skillurile băieților de pe aici, care sunt micuți momentan. Și am mai o profesoară, fiindcă profesorul nostru mai mult ca sigur a fost asaltat de cineva. Între timp ce se construia biblioteca și eu mai meșteream chestii pe aici, au venit o navă de pirați. Din fericire, navele de pirați au spawnere pe ele și n-am putut să le fac față, n-am, putut să-i ajut pe, pe gărzile noastre să-i batem pe pirația aia și să mă și duc să sparg spaunele respective. Am murit și eu de nu știu câte ori, mi-au murit și din gărzi o grămadă. E jale, e, jale. Trebuie să fac cât mai repede cu putință upgrade la blacksmith-ul nostru ca să poată să fac armurile alea un pic mai șmechere și probabil că o să trebuiască să le dăm și mai șmechere la, la băieții ăștia noștri care ne protejează satul. Dar înainte de toate chestiile respective din ce am văzut, ca să pot să mă duc mai departe cu upgrade-urile și cu chestiile de genul ăla, trebuie să dăm un upgrade la șmecheriuța asta de aici. Și dacă dăm un pic pe build options aici, ne trebuie cobblestone wall, pink carpet, ceapă lui de pink carpet, oak planks avem destule, spruce avem destul, bannere avem, Stăm cam prost cu bookshelf-urile, dar cred că se poate rezolva. Cyan carpet, văd că ne trebuie paturi avem. În principiu, în teorie ar trebui să avem cam tot ce ne trebuie pe aici, dar vedem, vedem pe parcurs după ce s-a băiatul să dea upgrade la clădirea asta, vedem dacă avem tot, tot tot ce ne trebuie. Și după ce facem treaba asta, pot să mă duc frumุșel la cum le zice, la profesorii noștri universitari și să-i punem frumos la treabă să mai descopere încă câteva chestiuțe pe aici pe acolo. Ce m-ar interesat cel mai mult este la armura băieților ăștora. Să le crească un picuț armura cu 10% sau 15% sau cât naiba le crește armura. Și mă interesează și să ajungem la Blacksmith în punctul în care să putem să rezolvăm anumite chestii. Și dacă ne uităm noi aici, Avoidance, ok. Knight's Armor, uite, asta mă interesează, dar asta trebuie să fac un smeltery pentru chestia asta. Și smeltery nu știu sigur dacă e în momentul de față în proces de învățare sau nu. Și Iron Skin-ul de aici, numai că pentru Iron Skin-ul de aici îmi trebuie, oh, îmi trebuie 16 fier și universitatea să fie la level 3. Ok, deci practic îmi trebuie fier pentru asta. Asta le dă durabilitatea armurii, gardienilor o ridică la 10%, ok. Și după aceea ce avem aici, further railing banner range, da am trebuie barăci pentru chestiile alea și barăcile ar trebui să le facem până la urma urmei. Și chestia asta cu durabilitatea e o, e o treabă bună, da am de lucru, am de lucru, destul, prea mult poate. <laughs> aici ce avem, guards take minus 20% damage when fleeing. Ok, aia ar fi bună, sincer, și ne cere 8 emeralde pentru chestia respectivă, Da, ne cere... A, ah, nu, n-am 8 emeralde, aia e toată schema. Ok, ok, păi și ai o treabă. Coloniștii mei că, văd că s-au băgat în pat. Este timpul să dormim și noi. Nu plec eu foarte des în aventură pe mod pecul acesta încă, aș putea să zic, dar am avut neapărat nevoie de niște cactus și am găsit o bucățică undeva printr-o casă pe aici, pe undeva, nici de cum un deșert. Deci toată chestia asta de aici e savană, după cum se poate vedea pe ecran. Asta zice că e grasslands și aici avem iarăși savană, 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 aici avem un fel de mangrove something, aici avem junglă, dar nici un pic de deșert, mă frate. În schimb, norocul meu că am găsit într-o căsuță, într-un flower pot, o bucățică de cactus. Și între timp, în timp ce mă întorceam către casă, am dat peste văgăuna asta, care nu știu sincer ce îi, dar mi-ar place să văd ce există în interiorul ei. Poate este casa lui vrăjii prăji, cine știe. U, uh, cărniță, ok, cărniță nu prea ne trebuie. Nici hay bales. Aud săteni. Ok. Se aud. Uh, hello. Bine, asta e experiență, nu-i mare lucru. Tu ce ești? Carrot crate. Ok, nu prea ne interesează carrot crate-ul ăla. Uh, tree fertilizer. Ok, uță Ambient disc nu ne interesește. Carrots, din câte știu eu, avem acasă. Deci nu prea trebuie să ne batem capul nici cu carrot, crezi, nici cu potato, nici cu chestii de genul ăsta. În schimb, nu prea au nimic ca băieții altceva în afară de caroți, potatos și alte chestii de astea. Niște pepite de emerald, uite. Da, da, și-l take. Why the heck not? Și ăsta o să fie bun aia nu prea mă interesează. Up, am mai găsit. asta e de stone. Chiar un stick. Ok, super drăguț. Bine ar fi să și un pui de somn. Adevărul este că... There we go. Un pic de somn înainte de scandal. Ce avem noi aici? Ceva chestii din Create. O tonă de experiență peste tot prin cuferele astea. Făină. Deci asta să înțeleg că e moara lor. Sau ceva de genul ăla. Din ce pot eu să văd aici? Pâine, făină și alte chestii. Bănuiesc că e moara lor. Moara sătenilor. Da, numai că nu-i nu nu legată. E împrășteată toată și nu-i legată pe la nimica pe aici. Bun, și aici ieșim în partea din față. Aha. Ok, aici scâmpurile de grâu din ce pot eu să văd. Băi, foarte fain făcută casa în primul rând. și în primul rând. Asta îmi place extraordinar de mult. Sincer să fiu cu voi dacă o găseam mai repede aici mă mutam. Și ar trebui să am vreo șansă să mor sus pe undeva pe aici. Să vedem despre ce să te discutăm noi aici. Sau nu? Cum ajung sus la voi băieți? Alo băieții? Domni? Domnișori? aici? Pe aici se intre la voi în casă? Ui ce lampă faină și jmeac erau. Ce faceți bă aici auă? Ăsta e fisherman, ăsta n-are meserie tu ești shepherd, tu bunezi că ești tot fisherman, tu iar ai meserie, aveți și ceas. Dic ce casă jmecheră aveți să nebunesc. Big paper wall, foarte fain. Și ce lampinioane mișto... Le-am stâns becu, îmi pare rău, n-am vrut să vă sting becul. <laughs> Am <stins> lumina. <laughs> aici e bucătăria lor, din ce pot să văd, ia să vedem prin bucătărie pe aici ce aveți. Aveți niște dirty glass shard, ok, nu ne interesează chestiile murdare. Mm -hmm. Alte bucățare de glas, niște cookies, niște treburi, uh, honey bottle, this I shall take, my friend, că nu se știe niciodată. Honey bottle, poate, poate s-ar putea să mă ajute când va la ceva. Poate o să am nevoie să dau upgrade la ceva și o să am nevoie de acel ceva, care este el acel ceva. Aha. Uh -huh. Blossom trapdoor, chestii treburi, socotrestii. Aveți un etaj superior la această clădire a voastră sau sală? Ce avem aici? Semințe. Și mai multe semințe. Și mai multe semințe. Încă un pic de experiență. Și mai nimic pe aici. Foarte faină clădirea. Da. Deci mare lucru n-am găsit pe la ăștia decât semințe și alte chestii de genul ăsta. În teorie cred că ar trebui să putem să ajungem și... De fapt nu. Practic la etajul. Dacă ne uităm noi bine. Foarte faină clădirea, în schimb. Îmi place la nebunie. Foarte, foarte mișto. Nu mă așteptam să găsesc așa ceva în lume. Și și atât de detaliat. Cam mai e schema. Că pare foarte, foarte detaliată toată treaba de aici. Um, am cum să pun chestiile astea aici. Și să-mi fac loc în așa fel încât să... Da, e, e plin. Ăsta e plin. Am tot felul de nebunie în el. S-a umplut. <laughs> Bun. Înseamnă că e de măcărat de aici. E de mă dus către căsuță. Și să vedem dacă nu cumva, sper să nu fie iarăși vreun ride, că dacă se întâmplă iarăși să prindem vreun ride, o să fie jale. Nu de alta, dar nu avem potențial în momentul de față. Uh. Strawberry scones. Nu știu ce-asta, dar îmi place cum arată mâncărica aia. I shall take that. Uh. Ce avem aici? Orange, chalk, cum prea mă interesează. Fishing rodul ăsta. Hmm. O să luăm în loc de chestia asta că pescarul nostru cu tot ne are o undiță de nu știu cât timp și nu m-am îndurat să-i fac una, așa că o să furăm una de pe aici. Ce am găsit al meu să fie vorba aia? Uite, antilope. Trebuie să vă scot mai mult la explorat, sincer, cu mine pe... Cum le spunem, Pe câmpiile astea și pe, prin zonele astea, că pare să fie mod pe cu dezvoltat destul de mișto și pe partea de natură și de explorare. Și din câte știu eu, și avem pe aici câteva, uite, exploration, avem getting started, uh, reliable friend, aici putem să ne facem un cățel, să ne facem să fie Schmecher. pathfinder, putem să mergem să căutăm o grămadă de chestii, nomad world, uite aici ne pune să găsim toate chestiile din, uh, cum zice, din Alex Mobs și așa mai departe, deci, practic, avem, avem ce explora, avem ce ce vedea, doar că nu mă simt eu încă pregătit din cauza faptului că suntem cu armură de zinc încă pe noi, adică este vașa mai de curul nostru, nici măcar diamant, nici măcar încantat, nici măcar nimic. Suntem vai steaua noastră, știți? Ca și în piesa aia. Sunt amărât, sunt vai de steaua mea. Uite cum a venit încă o, o corabie de asta de pirat și numai ca să vă arăt cam cât de nașpa și cât de greu să scap de ei. Am băgat și piciorul că am ratat și urcarea pe rampă. Unde ești, mă, mâncața și ta? Opa, asta e mai micuță! Am scăpat. Boys! I-am rezolvat pe ăștia așa scurt pe doi rapid. Pam, pam, pam. O, noroc că... Mother, father. Vine în cauci, mă, să dau și să-i dau în barbă. There we go. Rezolvat pe ăsta, rezolvat pe ăsta. Asta e mai micuță, culmea culmilor culmea freaking culmilor, cealaltă pe care am găsit-o eu data trecută a fost mult mai mare. <laughs> nici, nici măcar nu... Cum pui mei? Voi ce ați făcut? Ați venit înapoi? Ați venit să ne batem în ocean? Să facem scandal pe mare? Ce e aici? Vine încă știu. Dați așa. ne peste ochi. Stai așa. Băi! Dacă te bați cu mine, în primele 30 de secunde, fugi, mă! Că de-mi în sabie, vine în coci! -mă să mă să-ți explic cum să treabă aici la noi la vastui. Vine în gauci. Ia și tu bucată. să duc către satul nostru. Am atat noroc că chiar dacă se duc către satul nostru ia le cum am ca un rechin la el. Stai, mă dăm ca să înapoi. Jesus Christ. Da, fain loc v-ați găsit și voi să vă spunați. Ata noroc că nu cred că sunt chiar așa de blegi soldații noștri încât să nu poată să-i bată pe ăștia și îi și prind eu din urmă. Dar nu așa să le explic. Mi antena aici cum să, cum să rezolvă treaba. Vine în cauce, mă. Ce faci? Unde te duci? Nu știu ce sabie mi-am băgat, mi-am făcut. Sincer să fiu cu voi din tetra, dar nu-i foarte extraordinară. Ia și tu o bucată. Ok. Dă ceva damage, nu n-am de ce să vă mint. Bine mă știu în coce. Ia nu, te duce să spargi uși. Ăștia cu toporul dau cel mai tare, să-mi bag piciorul și data trecută am prins vreo doi care aveau topor de diamant, dacă vă vine să credeți. Ia uite mă. Alo. Băieții mei. Dar ce credeți că faceți voi aici? Fii antenă la cât de prăpădiți erau. O intrat așa grămadă peste băiatul meu aici să-i rupă fâșul. Dați-vă jos din corcodujul, că nu-i vostru. Trebuie să merg acum înapoi să lutez toată treaba aia. Și nu cred că am vreun... U, uh, da mi-a dat două diamante. The diamonds are mine, my friend. <laughs> Astea la altele le aruncăm pe aici, random. I don't know, doesn't even matter. Numai să mă scap de ele. Așa, perfect, excelent. Ce-am făcut? Am dat un upgrade la universitate, fiindcă era un picuț cam pricăjită și trebuia să ducem la level 3 pentru a face anumite chestii. Și între timp am dat un upgrade și la Town Hall, dar cred că v-am arătat asta cu câteva secunde înainte, numai că durează atât de mult să-și facă upgrade-urile și să facă materiale încât de la o filmare la alta trece așa de mult timp că uit, pur și simplu uit ce, ce v-am arătat pe filmarea trecută. Și ceva de genul arată în momentul de față clădirea asta de aici noastră principală. Vine ți-a să te bagă aici înăuntru. O să fii cățelul meu pe viitor, dar deocamdată indești. Ia trece aici, stai aici, șezi. Ok, o chiuvetă, una alta pe aici, la etaj ce avem? La etaj, în mod normal, ar trebui să avem uneva... Uh, patru aici, patru în stânga, patru în dreapta, 4 peste tot. Uh, uh, o să-mi pun spawn point-ul aici, de adică ce nu? Dacă tot e până acolo. Perfect. Și acum mergem înapoi să lutăm schemuța aia de corabie. Că are chestii destul de bune în interiorul ei. Adică, de la diamante, emeralde nu foarte mult, dar are câteva acolo, plus că are și tot felul de coloranți și de alte chestii de genul ăsta și prinde bine. Prinde bine să ai că nu știi niciodată de când ai, nevoie. de când ai nevoie. Nu știi niciodată când ai nevoie de ei. Se întâmplă ceva aici? Cineva citește în bibliotecă? Bună ziua! Ce faceți în bibliotecă? V-ați ascuns aici sau? What the Manage workers. Oh! Ia uite, n-avem oameni cu knowledge mai mare, nu, inteligență, pardon. <grijință> ok, deci astea două sunt studente aici. Am înțeles, deci după ce cresc să te, deci prima dată când ești micuț se duc acolo la școală, după ce cresc vine aici la librărie și învață aici chestii. Mamă, o să trebuiască să-i dăm upgrade și la asta, că călău, o trebuiască să trebuiască să-i dăm upgrade. De îndată ce am scăpat de invadator, băieții noștri s-au întors direct la treabă și au dat upgrade la universitatea noastră. momentul de față este de level 3, ceea ce înseamnă că ne deblochează încă câteva chestii pe aici. Deja am și dat să se facă un upgrade, nu mai țin -mi exact ce și cum. Dar după cum putem să vedem și noi, avem așa, level 1, asta când era de level 1 universitatea noastră, level 2. Și acum avem level 3 și durează două ore să găsească, să, mă rog, să găsească, să învețe chestia asta, să descopere lucruri pe care eu îl dau să îl descopere. Ce doamne chestia asta? Hmm. Max Citizens to 100. Ok. Și mi-a 128 de stake-uri. Aia nu e chiar așa o mare problemă, că avem destul de multe stake-uri. Am putea să facem treaba asta pe viitor. Acum ce făceam eu mai înainte era să mă uit pe aici, prin zonele astea. Și să vedem unde era armura aia șmecheră pe care tot îmi doream eu să o învăț. Și cred că, nu cred că era la combat, cred că era la tehnologii pe undeva. Dar aia ar fi trebuit să fie pe undeva pe unde am deblocat eu, dacă mi am amintesc bine. A, cum îi ziceam? Ăsta? smeltery -ul? Nu cred că e la Smeltery. Poate Zyron. Uite aici, la Blacksmith Hut ar trebui să fie. Vreau să ajung în punctul în care să pot să deblochez asta, dar nu am încă destul uh, iron ore, din nefericire. Am doar vreo 20 ceva de bucățele de iron ore și trebuie să fac 32 ca să pot să deblochez asta și să găsească minerii noștri cu 10% mai multe oruri. Și ce avem aici? Ok, citizens, block placement, am înțeles. Ok, iuță. Aha. Uh -huh. Dar unde, doamne, iartă mai era chestia aia? Că nu, nu pot să-mi dau seama. Nu mai știu unde pisici era schema respectivă. Știu că aveam posibilitatea să deblochez uh, armura aia pe care să o învețe băieții ăștia. Și nu mai știu sigur dacă era aici sau era dincolo pe partea de combat. Dacă era pe partea de combat, atunci unde, doamne, iartă-mă, era? Iron Skin. Uite, acum i-am dat să fac Iron skin unde de aici. Ok. Iron Armor. Așa, după aceea, uh, Steel Armor. Guards armor, bla bla bla, requires town hall, nu știu ce, și diamond skin. Ok, nu e asta. Nu avem treabă cu asta. am avem treabă nici cu aia. Knight armor, așa. Nu mai știu pe unde domnul era. Deci să-mi bat piciorul dacă mai ții minte pe unde era. A, ah, uite-o aia, aici ai. Ok, deci după ce se termină iron skin-ul, pot să mă duc în partea asta, în care guards armor plus 10% durabilitate, și de aici pot să mă duc în partea asta altă, în care să-i mai dea 10% durabilitate sau să mă duc în partea de jos unde să învețe Blacksmith-ul Plated plate Armor Recipes. Și cred că asta o să și facem. După ce termină băiatul meu de aici cu asta, o să fim nevoiți să îi dăm un upgrade la level 5 până la urma urmei la nebunia asta. Cât de mult îmi ia? Ce materiale îmi trebuie pentru ea? Bricuri? nu e nicio problemă. Redne de bricuri avem. Spruce, leathers, niște alium, cactus block, ok. Flower pots, light grey, trebuie prismarine block. Cred că pot să fac și la ul ar trebui să pot să-l fac și pe ăla. Dispenserul la fel. În mare parte din ce văd eu, ar cam trebui să avem toate lucrurile de care avem noi nevoie pentru următoarele levele. Bun, cred că asta o să fie țelul nostru pe viitor, să dăm upgrade la asta cât mai rapid, să ajungem un punct în care să putem să facem armura aia șmecheră odată pentru, pentru oamenii noștri, că deja nici, nici nu aveți idee. Au murit la oameni în episodul ăsta, tot că nu am arătat eu, practic, toate fighturile pe care le-am avut, deși poate data viitoare ar trebui să le filmăm și să, să vedeți și voi ce și cum s-a întâmplat pe aici. Între timp ce ei își făceau treburi pe acolo cu upgrade-urile, eu am dat un upgrade la schemuța asta de aici. Și tu ce faci mai aici? Am furi? Băi, tata Dumnezeu trebuie să-mi fur de aici. <laughs> am dat un upgrade la mașinăria de aici. Dacă tot am făcut crafterele astea și am reușit să facem crashing wheel-urile, am zis, băi, de ce nu? Hai să ne ducem și în punctul în care să schimbăm chestiile alea de acolo cu niște crashing wheel-uri. Și văd că își fac astea treaba destul de bine. Probabil că nici măcar nu aveam nevoie de două Poate că una e suficientă, dacă stau bine să mă gândesc. Poate. Dar nu știu sigur cum să placez astea în așa fel încât. Hmm. E tare dubioasă treaba. Poate ar trebui să las un, sing un singur căhut din asta și să meargă într-o singură roată de genul ăsta. Păi, ventilatorul de aici de jos l-am schimbat. În spatele chestii astea avem un large water wheel și cu o chestiuță de aia mică de schimbă viteza cum avem acolo sus. Practic avem așa un large water wheel împreună cu un rotation speed controller și am făcut ventilatorul ăsta să meargă mult, mult, mult mai repede pentru că nu făcea față înainte și acum se învârte cu da, 2, 512 pe stress unui, deci bagă viteză băiatul. E pe schema lui, <laughs> face foarte repede treaba aici și după cum vedem produce și destul de repede aer Trebuie să stau să mă gândesc un pic să vedem dacă pot să scot două din astea și să pun pur și simplu una singură. Cred că ar fi o idee. Și atunci poate aș putea să măresc un pic viteza și la producția de, de și să iasă treaba un pic mai șmecheros aici. Însă, oameni buni, aceste lucruri fiind spuse, noi o să ne luăm rămas bun de aici, din vârful coloniei noastre. Nu pot să zic că am făcut prea multe clădiri astăzi și am vrut să zic că prinde formă gărut dar tot aceeași treabă e față de cum l-am lăsat episodul trecut. Mare lucru nu s-a mai întâmplat. Avem doar o căsuță în partea aia și avem, într-adevăr, avem librăria pentru care o să fim nevoiți să strângem un picuț, un picuț mai multe cărți ca să putem să-i dăm un upgrade și librăriei la nivelul 2. Dar toate acestea probabil pe episodul următor. Până atunci, oameni faini, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și că ați fost alături de mine în acest episod de mod topia. Nu uitați să lăsați un micuț like dacă vă place ceea ce facem aici și un subscribe dacă n-ați făcut-o până acum și până data viitoare să aveți grijă de voi. V-am salutat! Ciao, les!